Și am revenit. Bună ziua! Vom face și ultima etalare din zodiacul pentru luna iulie și vom face pentru zodia Pești. Voi împărți această etalare în trei variante, mai bine zis, în trei perioade de timp, din 1 până în 10, din 10 până în 20 și din 20 până în 31. După ce termin cu etalarea pe timp, voi face o etalare pe toate domeniile vieții și vă voi explica câte ceva despre fiecare și ce schimbări vă așteaptă în fiecare parte. Bun. Haideți să începem cu varianta 10. Destul de interesant. De început ați început foarte bine și mă bucur să văd asta, numai că să vedem exact ce vă așteaptă mai departe. Bun. Aparent, dumneavoastră ați hotărât să începeți ceva cu totul nou. Ceea ce ați hotărât este foarte clar și nu lăsați loc de îndoială. Sunteți hotărâți să aveți un nou început, un nou proiect. Pentru unii este vorba de o relație pe care ați cam neglijat-o. Dar cert este că nu acceptați să... Nu acceptați un refuz, dar nu în sensul rău, ci... În sensul că dumneavoastră, cel puțin momentan, sunteți destul de hotărât să o luați de la capăt. Bun. Singura problemă va fi că sunteți un pic în ceață, ceea ce nu vă place deloc. Dar sunteți hotărât să faceți dumneavoastră ca în așa fel încât schimbările să se întâmple. Cu energia magicianului mai ales, pot să zic, cu siguranță veți rezolva acest lucru destul de ușor, fără dar și poate. În perioada... Întâi 10 pot să vă zic doar că luați hotărârea să faceți ceva în legătură cu situația ce vă interesează și pe care ați lăsat-o în pauză de ceva vreme și exact din motivul ăsta. Nu prea știți unde vă încadrați cu situația în care sunteți în acest moment, dar sunteți hotărâți să faceți un pas. Pot să zic că acest pas poate fi vorba de un simplu mesaj pe care ați vrea să-l trimiteți, dar l-ați amânat un pic pentru că n-ați știut exact cum să puneți problema, cum să-l formulați și așa mai departe. Până la urmă veți găsi în această perioadă cum să-l formulați exact și îl veți și trimite. Este posibil ca persoana să amâne răspunsul și exact de aceea avem și luna, dar este mai mult din răspunare, nu că n-ar vrea să vă răspundă, dar vrea să se joace un pic și aceasta după cât i-ați tocat un pic nervișorii, aș să zic și eu așa. Dar văd pe la mijlocul lunii, între 10 și 20 iulie, că sunteți dispuși să vă implicați mai mult în această relație. Pot să vă zic că această implicare a fost într-adevăr după o perioadă în care voi ați decis să fiți complet pasivi în legătură cu toată situația asta și nici acum, sincer să fiu, nu vă văd acționând foarte rapid din punctul de vedere al stabilității, ci mai mult al pasiunii. Vă văd că sunteți dorit. Vă doriți foarte mult această persoană, dar nu văd să puneți baze solide foarte curând și asta e o mică mare problemă. S-ar putea să ajungeți la niște discuții destul de serioase exact pe tema asta. Deci aveți grijă cum vă dozați eforturile, pentru că tindeți să fiți în continuare un pic mai pasivi decât ar trebui. Dar oricum, efort din partea dumneavoastră văd că va fi. În legătură cu data din 20 în 31, pot să vă zic că sunteți hotărât, vreți să vă apropiați de persoana voastră, dar problema este că voi preferați să... Deci, bine, aici să ne înțelegem.
Dacă nu vă regăsiți voi în această etalare, sau nu, mai bine zis, dacă vă regăsiți în etalare, dar rolurile sunt invers, acest lucru se poate întâmpla într-adevăr. Dar, v-am zis, bine, nu pentru toată lumea sunt valabile, dar pentru persoanele pentru care, pentru, deci cel puțin eu am aceste energii generale pe care le citesc. Bun, acum dacă nu dumneavoastră sunteți persoana care a neglijat această situație și este partenerul, doar schimbați rolurile, nu se întâmplă nimic, eu mai mult citesc energia actuală, mă rog, în ghilimele actuală, a situației. Bun. Da, vă văd aici că încercați să rămâneți la stadiul nemuritor și rece, nu este ok. Încercați să fiți un pic mai calți pentru că această persoană a voastră pe care voi o doriți vrea și ea o relație, vă vrea pe voi, intuiește că vreți să vă întoarceți, dar totodată are ochii mai degrabă îndreptați către o persoană care se apropie mai mult în stilul de atașament și de comunicare a iubirii decât voi. Deci este posibil ori să nu vă... Deci interes din partea acestei persoane pentru voi este, dar voi trebuie să vă transformați din rege de spade în rege de pute. Să fiți un pic mai pasionați, să fiți un pic mai deschiși și mai hotărâți în ceea ce faceți. Să aveți, să arătați practic că vă interesează această persoană. Nu o să vă așteptați să facă ea totul. Ok. Aici foarte multă mi este o persoană din zodie de foc. Pentru mine este posibil să fie chiar leu. Nu pentru toată lumea, dar eu vă zic ce văd aici. Ok. Încercați să fiți așa cum este ea. Încercați să nu... Să nu rămâneți la stadiul de nemuritor și rece, pentru că această persoană nu așteaptă o persoană rece, așteaptă lângă ea o persoană caldă, iubitoare. Totodată știți asta și totodată vă faceți anumite probleme pentru că această persoană nu vă va primi înapoi din cauza stilului vostru de atașament și a faptului că nu vă lăsați întotdeauna vulnerabil, dar nici nu e că depuneți prea mare eforturi în sensul ăsta. De asta zic, știți exact ce greșiți. De ce nu îndreptați, dacă vreți persoana? Zic și eu. Bun. Dacă faceți pași, într-adevăr, avem steaua și 4 de băte care indică o relație stabilă. Deci, dacă doriți să faceți aceste schimbări, ce vi s-au cerut în repetate rânduri, cu siguranță veți reuși să păstrați persoana. Dar dacă nu, nu. Bun. În legătură cu cariera... Bun, această persoană de care sunteți foarte de interesat s-ar putea să fie chiar de la muncă. Un pic de grijă de asemenea la persoanele care vă înconjoară la muncă, pentru că este posibil ca fie să vi se propună niște lucruri care să nu vă scoată într-o lumină prea drăguță, fie să vi se facă aceste lucruri, adică o să fiți un pic între ciocan și nicăvală, încercați să vă calculați bine fiecare pas, pentru că puteți ieși cu bine din această situație, dar depinde doar de voi, desigur. În legătură cu banii, pot să văd că într-adevăr, nu vin foarte mulți odată, dar vin, mai mult veți primi niște vești de anumite sume, încercați să... aveți grijă pe ce cheltuiți, pentru că văd aici mai degrabă o energie a faptului că aveți anumite datorii la care, de care vă simțiți blocați sau care vă mănâncă o mare parte din venituri în acest moment și nu este tocmai ok. Încercați să vă gestionați, încercați să vă faceți anumite calcule un pic mai bine pentru, sau să cereți o... două secunde, cum se numea... ca un fel de recalculare, cu siguranță știți. Ceva s-ar putea să fie greșit în legătură cu această sumă pe care voi o datorați. Ceva s-ar putea să fie, să nu trebuiască de fapt să dați atâția bani cât vi se spune sau cât credeți voi și să dați o sumă un pic mai mică, dar să nu fi citit anumite clauze și să se poată profita pe tema asta. Asta se întâmplă de obicei la anumite instituții bancare care nu sunt tocmai ok.
dar sunt șanse să vă eliberați un pic din aceste lanțuri și să puneți capăt un pic acestor situații care nu sunt ok și care vă consumă resursele. În altă ordine de idei, după ce veți reuși să vă clarificați în legătură cu situația asta, văd că urmează o perioadă de abundență pe plan financiar și cu foarte mult potențial. În legătură cu relațiile, văd că există destul de multă oscilare, există conflicte, dar conflicte care se rezolvă rapid și după ce se rezolvă rapid, vă certați la fel de rapid. Încercați să aveți grijă cu partea asta de jonglat, de jonglat cu sentimentele, pentru că nu este tocmai ok ce se întâmplă și nu puteți rămâne în energia asta foarte mult timp. Încercați să obțineți claritate și lucrurile se vor rezolva. Cât despre sănătate, lucrurile par destul de ok, destul de ținute sub control, nu văd să fie probleme majore sau noi care să vă dea bătăi de cap. Și cu familia, pentru că aici am uitat de familie. Ok. Cu familia aveți niște supărări, aveți niște discuții, nu prea comunicați din ce văd. Vă faceți că plouă. Dumneavoastră știți mai bine, dar dacă deja sunteți în situația asta, nu se schimbă absolut nimic în luna următoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să ne revedem cât mai curând. La revedere!